Sorin Dinu vă prezintă jurnalul de știri al Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Bine v-am găsit în cadrul unei noi ediții. Iată cele mai importante informații pe scurt. Noi convoaie organizate de Biserica Adventistă din România au trecut granița Ucrainei pentru a oferi ajutor celor afectați de război. Orașul Târgu Mureș are o nouă biserică adventistă dedicată comunității de gabori din zonă, iar tinerii au alergat în cadrul crosului ADRA dedicat mamelor. Invadarea Ucrainei a fost și în această săptămână principalul subiect abordat în România. În același timp a fost și capul de afiș al acțiunilor demarate de creștinii adventiști împreună cu ADRA România. Sute de voluntari implicați, nopți întregi petrecute în frig, totul pentru a fi alături de cei care fug din fața războiului. Săptămâna aceasta, noi convoaie au trecut granița Ucrainei pentru a oferi ajutor celor afectați de război. Fiecare conferință a Bisericii Adventiste din România este implicată în oferirea de susținere, chiar dacă unele dintre ele sunt la sute de kilometri distanță de ceea ce se întâmplă la granițele României. Creștinii adventiști au impresionat prin solidaritatea de care dau dovadă în aceste momente. Gestul adventiștilor din România nu a rămas fără eco în Ucraina. Reprezentanții Bisericii Adventiste din Ucraina și-au manifestat recunoștința cu privire la ajutorul oferit. Stanislav Nosov, președintele Bisericii Adventiste din Ucraina. Noi privim pe dragii frați și sestre în România. Noi salutăm pe toți frații și surorile noastre din România. Мы очень-очень благодарны за ваши молитвы. Noi suntem foarte mulțumitori pentru rugăciunile dumneavoastră. Сейчас Украина в беде. Noi suntem acum într-o stare foarte disperată. Да, многие города обстреливаются и снаряды. Multe orașe sunt împușcate, sunt bombardate, sunt într-o stare gravă. Погибают люди, умирают дети. Oameni mor cu zecile. И мы, și copii de asemenea. Да, мы очень-очень нуждаемся в вашей молитве и вашей помощи. Noi avem nevoie de rugăciunile dumneavoastră și de ajutorul dumneavoastră pe moment. Спасибо большое, что в трудную минуту вы поддерживаете нас. Vă mulțumim din suflet că în aceste clipe grele voi ne ajutați. Frumos mulțumesc. Zona pe care o păstorește Vasilii Lavreniuc, președintele Bisericii Adventiste Bucovina-Cernăuț, nu este atât de afectată de ceea ce se întâmplă în acest moment în Ucraina. Creștinii din această zonă reprezentând primul sprijin pentru cei veniți din zonele atacate. Însă cei mai mulți ucraineni nu mai vor să rămână în țară, dorind să ajungă în România sau în țări din vest. Я знаю, що багато із вас тих, які круглосуточно дежурять біля митниці. Я știu că sunt de la dumneavoastră mulți care zi și noapte stau acolo de servici la vamă. І допомагають нашим членам церкви знайти прихисток на Голгофі. Și ajută la membrii bisericii noastre ca să-și găsească adăpost la dumneavoastră. Нехай Господь вас благословить у цьому. Domnul să vă binecuvânteze pentru aceasta. Я вірю, що ваші серця наповнені бажанням допомогти нам. Eu văd că inimile dumneavoastră sunt pline de dorința de a ajuta pe semenii voștri. Moliți-vă за нас. Rugați-vă pentru noi. Взивайте до Господа за нас. Стигați la Domnul pentru noi. Ми цього потребуємо найбільше. Noi avem nevoie de aceasta în continuu. Situația se schimbă când vine vorba de zona în care activează Victor Samoilenko, președintele Bisericii Adventiste din zona Kiev. Acesta a descris scenele de război în care sunt implicați mulți membri ai Bisericii Adventiste. Під окупантами ми не можемо людей забирати. Sunt orașe care sunt sub ocupanți și noi nu putem scoate de acolo oamenii noștri. Якщо Буковинська конференція приймає людей, то наша задача вивести людей із гарячих точок. Dacă conferința Bucovina primește oameni pe teritoriul lor, datoria noastră este ca noi să-i scoatem pe oameni din teritoriile ocupate. Ми маємо велику потребу і ми маємо велику подяку вам за те, що ви організовуєте гуманітарну допомогу. Noi suntem mulțumitori dumneavoastră că organizați aceste convoaie
де ажутуар. Коли люди попадають під снаряди, під бомбування, вони нічого не беруть з собою, вони забуваються ліки. Când oamenii ne miresc sub acele bombe care explodează, ei nu dovedesc să iei cu ei nimic când fug, de aceea au foarte mare nevoie și de medicamente. І тому, коли ми ці медикаменти можемо дати в дорозі або ж на місцях локації, și dacă noi am avea aceste medicamente, noi am putea da oamenilor care fug, care vin, care fugiați, de aceea avem foarte mare nevoie de medicamente. Inclusiv bisericile adventiste sunt afectate de bombardamentele ruse. O scenă incredibilă din războiul din Ucraina a fost descrisă la Speranța TV de către o tânără originară din Ucraina, prezentă în ediția specială de 8 martie. În orașul Cernigov era vineri seara, lumea era la biserică, dar la subsol. Și în timpul serviciului, o bombă a ajuns în curtea bisericii. A dărâmat un perete și, bineînțeles, toate geamurile s-au spart, dar bomba a aterizat cumva în curte și nu în clădire, pentru că dacă ateriza în clădire, atunci ei cu siguranță mureau cu toții acolo. Între timp, continuă ajutorul oferit de Biserica Adventistă și Atra România. În vămile din Halmeu, Isaccea, Sighet, Siret, Stânca Costești, dar și Rădăuți Prut, echipele de voluntari Adra întâmpină în fiecare zi pe cei veniți din Ucraina, oferind asistență umanitară de urgență, apă, alimente, cazare, locuri încălzite pentru a se odihni, suport emoțional, precum și telefoane cu convorbiri gratuite spre Ucraina, astfel încât refugiații să-și asigure rudele rămase că au ajuns cu bine în România. După mai mulți ani de creștere susținută a comunității de Gabor din zona Mureșului, Biserica Adventistă din Transilvania de Sud este în proces de achiziția unui teren în vederea construirii unei noi biserici adventiste de ziua șaptea în Târgu Mureș. La solicitarea gaborilor adventiști, în ultimul sabat din februarie, a avut deja loc înființarea noii comunități de gabori. Vă invit să urmărim ce s-a întâmplat acolo prin intermediul unui material realizat de Biserica Adventistă Transilvania Sud. Cum vă simțiți după evenimentul care s-a desfășurat astăzi aici? Pe de o parte, cred că cu toții suntem afectați de ceea ce se întâmplă în Ucraina și gândurile noastre și rugăciunile noastre astăzi au fost îndreptate și asupra populației care suferă din cauza războiului. Dar sigur, pe de altă parte, nu pot să nu mă bucur de evenimentul pe care l-am trăit astăzi, un eveniment frumos și inedit în același timp pentru comunitatea gaborilor și anume înființarea unei biserici. Mă bucur că sunt împreună cu noi, mă bucur că ne colorează viața și bisericile, mă bucur că împreună putem să împlinim și să vestim cuvântul lui Dumnezeu. După cum se vede, această diversitate etnică și religioasă din conferința noastră poate să constituie o direcție binecuvântată în care să ne îndreptăm și astăzi vedem că ea chiar dă roade. Este una dintre punctele strategice ale Comitetului Conferinței în mandatul acesta. În același timp însă, dincolo de bucuria evenimentului, nu uit că suntem de-abia la jumătatea drumului. Roadele evangelizării printre gabori aveau nevoie de un spațiu adecvat care să le ofere posibilitatea unei creșteri serioase, însă construirea unei biserici este o mare provocare pentru noi toți și probabil că necesită multă răbdare, dedicare și poate chiar sacrificiu din dreptul fiecărui membru. Mă bucur că putem să vedem realizate visurile și planurile care s-au făcut cu mult timp în urmă. Ce mesaje ați transmis astăzi cu această ocazie? În primul rând am vrut să-i asigur pe frații mei Gabor de faptul că Dumnezeu îi are în atenție, cu aceeași intensitate, cu aceeași consecvență și cu același drag ca pe oricare etnie de pe fața pământului. De asemenea, am vrut să subliniez ideea de a rămâne împreună.
Deviza aceasta este deviza conferinței noastre pentru mandatul acesta, împreună. Despărțiți, împrăștiați sau independenți, nu este aceasta chemarea lui Dumnezeu și nici spiritul unei biserici sănătoase. Împreună suntem mai puternici, împreună ne completăm unii pe ceilalți, împreună putem să dăm gust bisericii și misiunii pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii noștri. De asemenea, am vrut să-mi exprim astăzi și speranța că frații mei Gabor vor rămâne la fel de entuziaști și emoționali în misiune, că numărul bisericilor cu adventiști Gabori va crește în viitorul apropiat, că tinerii Gabori vor alege să se îndrepte și spre chemarea de slujire pastorală sau misionară, că vor alege pentru dânsii și pentru copiii lor o educație înaltă de acum înainte și că dintre dânsii se vor ridica și bărbați și femei care vor fi în stare să influențeze în mod pozitiv societatea și mai ales comunitatea Gaborilor. Cum vă simțiți după evenimentul care s-a desfășurat aici astăzi? Cred că este destul de greu ca să exprim în cuvinte ceea ce simt sau doar în câteva cuvinte, însă sentimentul desigur este unul de bucurie, este un vis împlinit sau chiar aș putea să zic că trăim un lucru pe care nici măcar nu l-am visat să se întâmple. Pot să spun că am trecut în următorii doi ani de zile în situații foarte dificile, unde eram doborâți de acest virus și au fost de foarte multe încercări. Vedem că au fost situații în care bisericile au fost închise și după ce s-au redeschis a trebuit ca să ne întâlnim într-un număr foarte limitat și la un moment dat am zis că și noi, Gaborii, să ne întâlnim separat și atunci a fost o ocazie, un moment la care nu ne-am fi așteptat, a fost o ocazie în care să ne implicăm mai mult în viața de biserică și ne-au încurajat și frații pastori să ne implicăm mai mult, mai activ în viața de biserică și asta ne-a ajutat foarte mult și ne-a dezvoltat în acest an, de aproximativ un an de zile ne întâlnim separat și ne-am dat seama că Dumnezeu poate să facă o lucrare și prin noi Gaborii, deși aparențele de multe ori arată altceva. Și oamenii ar zice că romii sau gaborii nu au foarte multă școală. Desigur, majoritatea dintre gabori nu au foarte multă școală, însă de mulți sunt în biserica adventistă, le place să slujească, o fac și pot să o facă chiar foarte bine. Faptul că noi am primit votul de încredere al conducerii bisericii, lucrul acesta ne încurajează, dar în același timp și ne responsabilizează foarte mult și avem planul de viitor, dorim să ne implicăm cât mai mult în lucrarea aceasta a Domnului și vom încerca cu ajutorul Domnului să ridicăm standardul ca să fim niște oameni în care într-adevăr să aducem slavă bisericii și lui Dumnezeu. Duminică 6 martie a avut loc crosul caritabil Alerg pentru Mama, organizat de către Asociația Amicus România împreună cu ADRA România. Colegul meu Mircea Mândăianu a fost prezent la unul dintre evenimentele organizate de tinerii implicați în Parcul Tineretului din Capitală și ne oferă mai multe detalii. Pe data de 6 martie 2022 în București, cât și în mai multe orașe din țară, s-a desfășurat cursul caritabil Alerg pentru Mama, organizat de Asociația Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, în colaborare cu Asociația Studențească Amicus. Echipa noastră de teren a mers la evenimentul din București, situat în Parcul Tineretului, pentru a lua părerile organizatorilor, dar și participanților asupra acestui eveniment. Iată ce au avut de spus organizatorii. Ne bucurăm tare mult pentru că avem ocazia aceasta. Ne-am fi dorit vremea să fie puțin mai frumoasă, dar oricum este un eveniment deosebit și mulțumim Amicus România pentru tot efortul pe care l-a făcut de a organiza acest cross, nu numai în București, ci și în celelalte orașe din țară,
Casa Adra e un proiect într-adevăr de suflet pentru mine. Este un proiect dedicat mamelor și copilașilor care sunt victime ale violenței în familie. Așa că astăzi, cu mic cu mare, Amicu și Adra și ceilalți care au venit alături de noi, vom alerga să dăm o speranță acestor mămici și copii. Acest proiect este o oportunitate pentru studenții noștri să se sensibilizeze un pic mai mult față de această situație a femeilor abuzate și în același timp este și o ocazie de a face mișcare și de a fi împreună. În primul rând, Amicus Național se concentrează pe tineri studenți din toată țara și atunci noi ne-am dorit foarte mult ca tinerii să reușească să găsească un loc în care să se implice, să-și găsească un rost și atunci sunt cumva două părți ale acestui proiect. Odată ideea de a ne dezvolta, de a căpăta acest obicei sănătos de a alerga și în al doilea rând să venim în ajutorul cuiva care are nevoie de noi. Așadar, organizatorii erau foarte entuziasmați cu privire la desfășurarea evenimentului. Haideți să vedem ce au avut de spus și alergătorii. Cum te cheamă pe tine? Lucas. Și pentru cine ai venit să alergi astăzi? Pentru mami. Și se bucură mami? Da. Cred că mami este foarte mulțumitoare pentru tine și îți dorim mult succes. Bine. Am simțit că e un lucru care mă scoate din zona mea de confort și că pot să fac ceva util în ultimele săptămâni exersând și e o ocazie potrivită să fac asta cu prietenii mei. Te vedem puțin îmbrăcată mai subțire decât restul participanților de aici. Ești mai friguroasă de fel? M-am obișnuit. Prima oară mi-a fost frig când am alergat în săptămânile trecute, dar cumva m-am acomodat și cu vremea, cu toate că e destul de frig. Ai ales traseul mare sau traseul mic? L-am ales pe cel mare. Și sper să-l termin? Da. Într-un final, acest coros a strâns bani pentru o cauză nobilă și anume Casa Adra, care este un proiect al Asociației Adventiste pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor, care susține și ajută persoanele care suferă de abuz domestic. Departamentul de Comunicare al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din România își dorește ca fiecare biserică să aibă un reprezentant responsabil cu comunicarea. Pentru a pregăti această etapă, au organizat mai multe întâlniri pe acest domeniu, ultima dintre ele având loc la Arad, în cadrul conferinței Bisericii Adventiste din Banat. Comunicarea reprezintă un domeniu provocator pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea. Din dorința de a putea face față provocărilor întâmpinate în 2022, dar și pentru a fi mai relevantă în mediul online, responsabilii de comunicare doresc realizarea unor întâlniri care să aibă rolul de ghid pentru cei care slujesc în acest domeniu. Ultima dintre ele s-a desfășurat la Arad și a fost organizată de Biserica Adventistă din Banat. Invitații speciali ai evenimentului au fost profesor universitar doctor Dumitru Borțun, Facultatea de Comunicare și Relații Publice SNSPA București și Corina Matei, conferențiar universitar doctor Facultatea de Științele Comunicării și Relații Internaționale. Noi trebuie să facem în continuu difuzarea de mesaje despre cine suntem, ce vrem, ce urmărim, care este crezul nostru, care sunt valorile noastre de viață, de ce trăim într-un anumit fel, modul de viață specific nou. Toate lucrurile astea trebuie cunoscute din timp. Nu trebuie să ajungem să ne certăm cu unul și cu altul, să le spunem că nu suntem agenții americani sau că suntem și noi creștini. Lucrurile astea trebuie să se știe. De ce nu se știu? Și din cauza noastră. Pentru că nu avem o politică de comunicare continuă. Eu cred că e nevoie să ne întâlnim de câte ori simțim nevoia să împărtășim experiențe, să creștem în cunoștințe, să simțim că putem să reînviem sau să potențăm această grijă unii față de alții, să se nască acea emulație între noi, frații, și facem mult mai mult. Cred că noi putem face mult mai mult. Nouă ni se spune în Biblie că ar trebui să urmăm acele fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte pentru noi. Dar putem noi să ne imaginăm că Dumnezeu are un număr limitat de fapte? Eu cred că e un număr nelimitat. De noi depinde să alegem să facem cât mai mult. Iar aceste întâlniri ne întăresc unii pe alții pentru că ne încurajăm unii pe alții. Următoarea întâlnire pe comunicare va fi găzduită de Biserica Adventistă din Oltenia. Biserica Adventistă consideră că responsabilitatea de a-L face cunoscut lumii pe Hristos include obligația morală de a păstra demnitatea umană
prin promovarea unui nivel optim de sănătate fizică, mentală și spirituală. Pe lângă grija față de cei bolnavi, această responsabilitate se extinde și asupra prevenirii îmbolnăvirilor, prin educație sanitară eficientă și prin îndrumare în vederea unei sănătăți optime, fără a consuma tutun, alcool sau alte droguri sau hrană necurată. În ediția de astăzi a rubricii de Istoria Adventă vorbim despre istoria spitalelor adventiste. This week in Adventist history, we focus on historic hospitals. On March 1, 1902, Tri-City Sanitarium opened in the city of Moline in the U.S. state of Illinois. The sanitarium became well known for pioneering new treatments of such illnesses as polio and rheumatism. It remained open for 22 years before closing in 1924. Also on March 1, but 46 years later, in 1948, Rangoon Adventist Hospital officially opened in the capital city of what was then known as Burma, today's Myanmar, in the city now known as Yangon. 8 months earlier, in July 1947, a suitable property in Yangon was purchased by the Southern Asia Division with the proceeds of the World Church's 13th Sabbath Mission Offering. This property was remodeled. Modern hospital equipment was imported, and a 60-bed hospital began operating in December 1947, though it didn't formally open until the following March. Rangoon Adventist Hospital later expanded to be a 115-bed general hospital operated by the Burma Union, but 27 years after it opened, in 1965, it was nationalized by the government. 11 years after it opened, on March 1, 1959, on the Japanese island of Okinawa, the existing Okinawa Mission Clinic became the outpatient section of a new 15-bed hospital. The clinic had opened 6 years earlier in 1953 under the direction of a Japanese Adventist nurse, Toshiko Ishikawa. So successful was it that it quickly evolved into a hospital. Today's Adventist Medical Center Okinawa is a 48-bed hospital operated by the Japan Union Conference, which in 2020 treated more than 40,000 patients. And a year later, March 1, 1960, the groundbreaking ceremony took place for Ruma Sakit Advent, a new Adventist hospital in the city of Bandung on the Indonesian island of Java. The founding of the new hospital owed much to the vision of American medical missionary Dr. Donald N. Holm, who you see here. Holm oversaw all the plans for construction. Today, Ruma Sakit Advent still operates, known in English as Bandung Adventist Hospital. It is a 254-bed hospital that in 2020 treated nearly 55,000 patients. Some Adventist institutions are long-lived, others end up closing, but all contribute to the mission of the Church. That was this week in Seventh-day Adventist history. Punem punct aici jurnalului Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Următoarea ediție, săptămâna viitoare, vineri, la ora 19:30. Până atunci vă aștept în această seară, la ora 21, în cadrul unei ediții speciale. Seară liniștită!